Salutare dragilor, bun venit pe canalul Underground Cooking. Astăzi vom găti o rețetă carbonara adaptată la bucătăria românească, care am învățat-o mai de mult, dar n-am făcut-o de mult. Mi-a plăcut foarte mult. Pentru asta avem nevoie de niște slănină, așa cu șuncă, puțin pânia, cu niște cărniță. Avem nevoie pentru fiecare persoană câte un ou. Paf! Smântână, care imediat aduce soția, imediat încă o cutiuță de aia de smântână. Parmigiano. Bineînțeles, pastele, care o să folosesc maccheronii de astea. Apa care am pus-o la foc deja aici și punem niște sare în ea, să nu uităm sarea. Așa, bun, cu sare. Punem o tigaie pe foc și punem așenii, slana. O aruncăm acolo la mișto, așa. Pac, la foc încet. Și peste asta punem puțin piper, uite șenii. Pastelor ăstora le place foarte, foarte mult piperul. În momentul când fierbe apa, adăugăm pastele. Poc. Cred că ajung atâtea. Să mai punem câteva. Și bineînțeles, acoperim și readucem la fierbere. După ce readucem la fierbere, descoperim și amestecăm puțin așa și le lăsăm să fiarbă cât e perioada lor. Deci tata zice că ce poți face în țeava asta? Poți să fluieri în aer, poți să cânti. Poți să fluieri. Ia cântă cu ea. Ia să vedem cum fluieri. Ia să încercăm să fluierăm. Nu fluie, vezi? Da, domnule, deci pastele astea nu numai că-s bune de mâncat, poți să și fluieri cu ele. Care știe, măi. Care știe să fluiere. Pastele astea le place foarte mult un soarea. Și acum punem așa apă de pe pastă. Și amestecăm așa ușor, ușor și încetişor. Între timp spargem ouăle aici. Luăm piperul. Și mai punem piper și aici, că nu e suficient acolo. La ăstea, v-am zis, le place piper în abundență. Abondante, pepe nero. Răzuim și niște parmigiano. Nu vă zgârciți la parmigiano, că ăsta e de gustul care trebuie. După care, înfoliați-l frumos, să nu intre aer, să rămână proaspăt și băgați-l în frigider. Dacă aveți pecorino romano, puneți pecorino romano, domnule. Eu nu am. Acum pun parmigiano, că e bun și ăsta. Deci am sosit și soția cu smântâna. Mai punem niște smântână aici. A sosit și vinul. E numai bine. Și acum am făcut aici. Amestecăm bine, 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 bine. Știu că mulți o să zică, a, ce e asta, ouă bătute cu smântână și cu ăsta, nia, în italian o să zică, a, che cosa è questo, ova strapațate. Dar încercați să vedeți care-i treaba. Nu tot comentați, încercați, gustați și după aia comentați. Între timp mergem aici, cred că pastele sunt aproape făcute și le băgăm aici, direct. Ja. Trebuie să mai fiarbă un pic acolo în zama aia. Pastele trebuie să fie mai tare, așa, al dente, nu cum le face tata. Tata aproape că le face pireu, pireu de paste. Moi de Doamne feri.
Aveți grijă să nu faceți greșeala asta. Nu, pentru... dar trebuie cu cel. Sau pe răsreu să le tai telefonul. Pentru că pastele care sunt prea fierte devin grele la stomac și sunt greu digerabile. Dar domnul bucătar șef nu știe asta. Dar nici nu vrea să asculte de la un expert. Cum sunt da, dar trebuie ferăstrău să le tai. Bă, ferăstrău, nu-i ferăstrău, de ce ai dinți în gură? Nu, ferăstrău. În loc de ferăstrău ai dinți. Bine, și mai punem aici încă un polonic. Poate chiar două polonice. Chiar trei. Rob. Dă mai tare focul și stingem focul ăsta la alt. Și le amestecăm aici și le săltăm. Vă zic eu cum e, pa, încă la maxim focul. E un pic de usturoi. Gata, după ce le-am săltat așa puțin, cu mâna stângă, e mai greu puțin să salți. Oprim focul. Sau punem asta și oprim focul. Punem sosul și oprim focul. Am oprit focul și amestecăm așa ușor. Ușor. Și încetişor. Punem un pic de pătrunjel pe deasupra. Nu punem pătrunjel, punem în schimb altceva. Punem niște cimbru. Și am pus cimbru și amestecăm până se face sosul cum trebuie. Nu vă grăbiți. Trebuie să amestecați subțire. Trebuie să îngroașe sosul ăsta. Eventual îl săltăm. Hai să-l săltăm. Dar trebuie mai bine amestecat. Da, un pic de supă. Un fel de supă. Un fel de tocană. Tocană de pastă. Mei, nu te comenta aici, că nu-i bine să te comentezi. Pentru că nu a ieșit chiar cum trebuia sosul, eu i-am mai dat drumul la foc. Trebuia să las mai puțin apă. Acum asta este. Cum e să șel mănânc? Da. Și cam așa a ieșit, ia uitați, un pic cam mult sos mi-a ieșit, dar mie îmi place sosul ăsta. Vedeți? Pac! Și luăm frumos. Punem frumos în farfurie. Și gustăm. Momentul adevărului. Ia să vedem. Dacă o ieși ce trebuie sau nu. Vă spun eu acum reacția sinceră. Nu voi minți. Dacă nu-s bune, nu-s bune. Mie-mi plac. Păi stai că-ți dau. Adu-mi foarte cald. Foarte bune. Poftă bună. Mă bucur că mi-a ieșit. Te căzdei, mama. Ciao.